Aceste slicere, haideți să facem un tabel pivot. Fac un tabel pivot, astea sunt datele și să zicem că am așa, pentru fiecare profesie și pentru fiecare oraș, vreau să văd o medie de salarii. Oh, foarte frumos. Ok, știți că puteam să adăugăm în tabele pivot niște filtre ca să pot să văd în detaliu ce se întâmplă cu respectivele valori. De exemplu, ce fel de filtru aș putea să adaug aici? Pe starea civilă. Deci iau starea civilă și o pun la filtre. Cu alte cuvinte, pot să văd ce s-a întâmplat cu căsătoriții, ce s-a întâmplat cu divorțații și așa mai departe. Problema e că dacă vreau să printez toate aceste felii extrase din pivot, nu prea pot să văd la cine se referă.